Cea de-a doua zi de Paște a adus locuitorilor comunei Ion Creangă și bucuria sfințirii unui monument al eroilor construit în memoria localnicilor care, de-a lungul istoriei zbuciumate a acestor meleaguri, și-au vărsat sângele pentru apărarea pământurilor unei țări greu încercate de cei care au jimbit la pământurile sale. Monumentul este amplasat într-un parc comunal amenajat la poalele pădurii de Arin. Vor sfință foieșorul din parc, vor sfință monumentul eroilor comunei Ion Creangă. Pentru prima dată în istoria comunii am strâns toți eroii din comună într-un singur loc. De multe ori, de ziua armată sau de ziua eroilor, eram întrebat de generalul Prăteanu de la eroii de Pișneță Neamț. Domnule primar, unde depuneți astăzi o coroană de flori? Strângeam din umeri și ziceam că la biserică, dar nu avem unde. De acum înainte, în fiecare an, de ziua eroilor, avem unde să depunem o coroană de flori, pentru că dacă mai suntem încă pe aceste meleaguri, la răscrucea asta de vânturi ale României, suntem datorită eroilor înaintașilor din primul război mondial și din al doilea război mondial. Monumentul eroilor are înscris pe el numele tuturor localnicilor căzuți în încleștările din războiul de independență de la 1877, primul și cel de-al doilea război mondial și al celor care și-au adus obolul la Revoluția Română din 1989. Binecuvintează, Doamne, și acest monument, această cruce, o sfințește și o umple de putere și de binecuvântare. Așa te rugăm pe tine, Părinte Preasfinte, pentru sfintele tale pătimiri, pentru vărsarea Sfântului Sânge și moartea ce făcătoare de viață. Însuți, Doamne, Dumnezeul nostru, și această cruce ridicată aici, spre aducerea aminte pentru eroii căzuți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea și pentru neatânarea neamului românesc. Trimite, Doamne, harul Tău peste acest monument și peste această cruce, o binecuvintează, o sfințește și dă-i ca să fie semn înfricoșător și tare asupra tuturor vrăjmașilor. Pe scena amenajată în parc s-a desfășurat o nouă ediție a Festivalului Ștățean de Muzică Populară intitulat Pe sub Creanga de Arin, dar și un spectacol de muzică populară al ansamblului folcloric Floricică de la Munte, aparținând Centrului Carmen Seculare, de pe lângă Consiliul Ștățean Neamț, oaspeți ai localităților comunei Ion Creangă, una dintre cele mai vechi așezări răzești ale Moldovei. Bine v-am găsit în sânul celei mai frumoase și poate celei mai luminoase sărbători ale creștinătății de 2000 de ani încoace. Și ca la orice sărbătoare, nu puteam lipsi noi, oamenii. Nu puteau lipsi cântecele și dansurile noastre populare. Nu putea lipsi o floare. Căci de-l muncește dorul pe român, de-l cuprinde veselia, de se minunează de vreo faptă măreață, el își cântă bucuria, își cântă durerea, își cântă emoția, istoria, eroii, românul își cântă întreaga viață. Yeah!
Consiliul Local al Comunei Ion Creangă a decis ca anual, în cea de-a doua zi de Paști, să se desfășoare și Ziua Comunei Ion Creangă, când locuitorii Frumoasei Așezări să se poată bucura împreună de marea sărbătoare religioasă a creștinilor ortodoxi.